În ultima perioadă, toate ședințele de Consiliu Local au fost transformate în ședințe de brainstorming și de populism și arenă politică pentru PDL. Îi anunțăm pe stimații noștri colegi de la PDL că au avut șansa cu o majoritate zdrobitoare timp de 4 ani cu primar PDL să facă în perioada de până în 2012 tot ce le stătea în putere pentru salvarea sportului românesc. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. E curios cum, fiind la guvernare, nu faci nimic pentru sportul sucevean și când ajungi în opoziție, încerci să te erijezi în salvator al sportului românesc sau sucevean. Alexandru Băieșanu a tras atenția asupra diferențelor foarte mari dintre sumele alocate și cele primite efectiv de cluburi. La atletism, în 2013 s-au aprobat 10.000 de lei și s-au dat doar 55% din sumele acestea. La box, n-am niciun ban. Lungă-i frică de bătaie. La canotaj, niciun leu. Când era mic, domnul Lungu, cineva i-a furat vâslele de la barcă și n-a mai înțeles scopul pentru care a fost trimis în primărie. La lupte s-au dat 10.000 de lei și s-au primit doar 3.000 de lei, adică 30% din cât au votat consilierii locali. La rugby, 2 miliarde și au primit doar 45%, adică 900.000 de lei. Cam cum își imaginează Ioan Lungu că poate ține pe teren o echipă de bărbați cu adevărat un an de zile cu 900 de milioane, când consilierii locali au votat un buget de 2 miliarde. La tir sportiv, pentru că tirul sportiv l-a avut prieten pe Hașovski, au primit 250 de milioane, cât a fost de primit. Acum trebuie să-l felicit pe domnul Hașovski pentru faptul acesta și să-i spun domnului Lungu că a făcut diferențe urâte vis-a-vis de celelalte sporturi. La hockey, 10.000 de lei, au primit 3.000 de lei, deci doar 30%. La volei, 1,5 miliarde, au primit 450 de milioane, adică 30%. În total, din toată suma acordată și votată sportului sucevean, Ioan Lungu a avut pastă de pix pentru a semna și a da și a vira, a face această execuție de doar 42%. Șeful liberalilor sucevene a precizat că, indiferent de banii alocați la handbal, CSU Suceava nu va încasa nimic în actualele condiții legislative. Am fost sunat de domnul rector al Universității Suceava, pe bună dreptate, domnia sa îngrijorat de subfinanțarea handbalului. Vom găsi soluții la nivel și la sigur și pe el și pe colegii mei de la universitate, fiind eu însumi profesor universitar, că vom găsi o soluție pentru ca handbalul să primească mai mulți bani, dar anunț și pe această cale că nu există nicio formulă juridică prin care echipa de handbal care este a Universității Suceava să poată primi bani de la primărie. Legislația românească stipulează foarte clar că primăriile, consiliile locale, din bugetul lor, nu pot să finanțeze echipe care aparțin altor instituții în afară de ONG-uri. Deci trebuie găsită o formulă juridică ca o sumă de bani să poată ajunge la handbal. În momentul de față, oricâți bani am votat noi în Consiliul Local, nu pot ajunge la handbal datorită legislației care se aplică acum. Și îl rog pe domnul rector și pe domnul primar și juriștii celor două instituții să găsească formula corectă pentru ca acest lucru să poată fi realizat. Primarul Ion Lungu, viceprimarul PSD Gavril Vârvara, consilierul PNL Corneliu Vornicu și alți reprezentanți ai partidelor din Consiliul Local s-au întâlnit vineri într-o ședință a Comisiei pentru Sport. În cadrul întâlnirii, cei prezenți s-au înțeles pentru menținerea sumei alocate handbalului și s-a cerut alocarea unor fonduri pentru 4 ramuri sportive care nu se regăseau în proiectul inițiat de Ion Lungu. Cel mai probabil, repartizarea banilor pentru sport va fi aprobată luni, în cadrul unei ședințe extraordinare convocate de primarul Sucevei.